Bună seara, Sebastian Zacman, ziarul Adevărul. Domnule președinte, în urmă cu exact un an, după turul 2 al alegerilor prezidențiale, spuneați: vă promit că voi fi președintele tuturor românilor, și al celor care m-au votat, și al celor care nu m-au votat, și al celor care n-au fost deloc la vot. Am încheiat citatul. Însă ieri, într-o declarație de presă pe care ați susținut-o aici la Palatul Cotroceni, ați pomenit de 15 ori PSD, evident în context negativ. În schimb, ați făcut campanie electorală pentru PNL. Și aici aș avea două întrebări conexe. 1. De ce ați ales să fiți doar președintele PNL? Și 2. Nu credeți că pe 6 decembrie PNL va fi taxat la vot tocmai din cauza atitudinii dumneavoastră lipsită de echidistanță politică? Mulțumesc. Nu știu de unde ați scos-o asta cu echidistanța politică. Cunosc destul de bine Constituția. Președintele nu poate să fie membrul unui partid, dar asta nu înseamnă că președintele trebuie să fie un mut sau să n-aibă opinii politice. Eu cred că președintele face bine să-și spună opinia. În acest sens, vă rog să citiți și declarația mea de ieri. Am fost foarte franc, am arătat ce prost a guvernat PSD-ul și pot să repet oricând acest lucru, îl știți la fel de bine ca și mine. Și am făcut, într-adevăr, afirmații de apreciere la activitatea PNL-ului, care s-a zbătut foarte tare, cu toate că este un guvern minoritar, că este în pandemie, că este în criză economică și tot a mișcat lucruri. A, că nu le-a mișcat pe toate, foarte adevărat. Mai ales că a avut frâna PSD din Parlament. Și asta știm cu toții. Că s-au mai făcut și greșeli, și asta e adevărat. Doar știți vorba românului, numai cine nu muncește, nu greșește. Și cred că înainte de alegeri, românii se așteaptă de la mine să le spun cum văd lucrurile. Cum vă imaginați să stau eu și să mă uit la lună sau la stele sau la soare și să nu spun ce se întâmplă? Ar fi o eroare fundamentală, fiindcă așa zice în Constituție, că eu, președintele, veghez la buna funcționare a statului, în care stat sunt și partide, și parlament, și guvern, și diverse autorități, și PSD-ul tot a guvernat prost și PNL-ul tot s-a străduit tare. Totuși, în primul mandat prezidențial v-ați ferit să faceți astfel de evaluări politice de la Palatul Cotroceni, deși am avut, slavă Domnului, 3 guverne PSD. Da, acum am spus mai franc ce am de spus. Mulțumesc.